Cabinetul stomatologic din cadrul Policlinicii OCH oferă tratamente pentru copii și pentru adulți. Pentru adulți oferim toată gama de tratamente, protetice, tratamentul cariilor, intervenții chirurgicale pentru implantologie și alte afecțiuni care impun un tratament chirurgical. Vom avea colaborare cu un medic chirurg specialist maxilofacial, astfel încât tratamentele să fie asigurate în modul cel mai profesionist cu putință. Înțeleg că avantajul acestui cabinet față de cele care sunt singurele și independente este că e cumva integrat într-o paletă mai largă de specialități medicale a clinicii, nu? Da, este de dorit o astfel de colaborare în ziua de azi, în condițiile în care patologia unei boli poate include cauze din diferite sfere ale medicinei. Va fi mai ușor atât pentru noi ca și medici dentiști, cât și pentru colegii din policlinică, pentru a putea pune un diagnostic corect în cazul unor pacienți cu simptome care nu se integrează într-un tablou clinic cunoscut. Ideea de interdisciplinaritate este acceptată în ziua de astăzi și este de dorit în cadrul oricăror specialități. Astfel încât un pacient, dacă vine la noi cu o afecțiune și e din cauză dentară, îl putem îndruma foarte ușor în policlinică spre alte specialități pentru a diagnostica și a trata corect, cât și invers. Cei care se adresează specialităților din policlinică pot trimite mai ușor la noi pacienții în vederea stabilirii unui diagnostic și tratament corect. Ceea ce ușurează viața pacientului, de a nu se mai plimba prin cabinete în diferite zone ale orașului. Și copiii și adulții tot aici se tratează. Da, și copiii dorim să implementăm un fel de program de profilaxie a carilor la copii și dorim să-i urmărim în evoluția lor în anii următori, pentru că adolescenții, tinerii și chiar adulții se confruntă cu probleme serioase ale dinților și considerăm că principala cauză este lipsa educației sanitare, lipsa informării vis-a-vis de erupția dinților, de un periaj corect, de metode suplimentare, de igienizare, de ideea de a se prezenta la un cabinet stomatologic și la un control în lipsa unor simptome ale durerii. Deci dorim să implementăm acest tip de program de profilaxie tocmai pentru a îi putea urmări în viitor și a ne bucura alături de ei că au dinții sănătoși și frumoși. Ce echipamente aveți și ce gamă de afecțiuni puteți trata? Deci avem un unit stomatologic cu toate piesele și echipamentele necesare pentru a putea pune obturații, pentru a putea trata durerea, respectiv extirpări de toate tipurile. Avem colaborare cu un laborator de tehnică dentară foarte bun, cu niște specialiști deosebiți și putem oferi în acest fel tratamente protetice de calitate, de actualitate. Cum spuneam mai devreme, vom avea și colaborare cu un medic chirurg maxilofacial, deși problema implanturilor atât de discutată în ziua de azi va fi asigurată într-un mod profesionist. Deci ne adresăm pacienților de toate vârstele, cu toate tipurile de afecțiuni dentare și le vom onora în modul cel mai profesionist cu putință. Cum e cu durerea? Că asta ne omoară pe toți. Cum spuneam, dacă un pacient copil ajunge în cabinet la vârsta de 3 ani și el și părintele este informat corect vis-a-vis de igiena dentară, vis-a-vis de erupția dinților de lapte și a dinților definitiv și dacă se implementează un program de profilaxie riguros, atunci acel pacient va ajunge într-un cabinet într-o fază incipientă a oricărei afecțiuni care nu implică durere. Și atunci va putea scăpa de un tratament chinuitor, respectiv o injecție, o extracție, o manoperă de extirpare și așa mai departe. Deci pot fi și tratamente nedureroase cu condiția prezentării la medic la un moment oportun, într-o fază incipientă. Recomandăm pacienților să-și impună în viața de zi cu zi să treacă pe la un cabinet dentar în condițiile în care nu există niciun simptom.
Mai bine să vină și să se asigure că nu au nicio carie și nu necesită niciun fel de tratament, decât să ajungă într-o situație care implică un tratament dureros și eventual care se desfășoară în mai multe etape, ceea ce atrage evident și un cost mai mare. Deci, condiția pentru a scăpa de durere și a nu investi foarte mult într-un tratament stomatologic este de a te prezenta la un control preventiv în lipsa oricărui simptom sau de la primele simptome.